Din păcate, canicula mai face o victimă, a patra din această vară. Un bărbat din Botoșani a fost ucis pe stradă de temperaturile extreme. Tot din cauza căldurii, penele de curent sunt tot mai dese. Spitalul Fundeni din București a funcționat pentru 3 ore pe generatoare și multe operații au fost amânate. La un alt mare spital din capitală, Marius Nasta, pacienții au fost externați din cauza căldurii din saloane. Un experiment observator ne arată ce schimbări dramatice apar în corpul nostru când stăm la soare la peste 40 de grade Celsius. Valul de foc face în fiecare zi noi victime. Un bărbat de 45 de ani din Botoșani a fost găsit mort pe o bancă în parc, deshidratat și supraîncălzit. La Iași, un alt bărbat a intrat în comă din cauza căldurii în propria casă, iar un altul a leșinat în mașină. 65 de oameni au leșinat pe stradă și în capitală. Canicula creează efecte în lanț. Mai multe spitale din București, Fundeni, C.C. Iliescu și Institutul Oncologic, au rămas fără curent electric. Pana de curent a durat mai bine de 3 ore, timp în care spitalul a funcționat pe generatoare, dar doar în zonele critice, în secțiile de terapie intensivă și în sălile de operație. Intervențiile chirurgicale care erau în desfășurare au fost finalizate, iar restul au fost reprogramate. Spitalul nostru de rezervă, în caz că se întâmplă ceva la noi, este spitalul universitar. Colegii de acolo au rămas pe poziție ca eventualele infarte să fie direcționate. Chiar și spitalul la care lucrez eu, Institutul Național de Polifectioase Matei Balci, a fost afectat în cursul dimineții de o pană de curent. Principalele spitale de urgență din țară să aibă la dispoziție un generator suplimentar. La Institutul Fundeni, de exemplu, este o astfel de situație în care Inspectoratul pentru Situații de Urgență a oferit un astfel de echipament care să poată, în caz de nevoie, să suplimenteze. La spitalul Marius Nasta, în saloane, e la fel de cald ca afară, aproape 40 de grade. Ventilatorul vi l-ați adus acasă? Da, e a unui coleg de aici, din salon. V-ați împrumutat? Puțin la noi, pe aia i-a zis. Băi, mă, până mai venim cu un cearceafut, cu posopul. Mai mulți pacienți s-au externat la cerere din cauza căldurii. Aer condiționat este pe hol, însă nu face față la temperatura de afară, practic aproape că nu se simte că există un aparat de aer condiționat. În saloane sunt ventilatoare și aparate de aer condiționat mobile, dar ele fac aerul respirabil în mică măsură. Este a 4-a zi de cod roșu și a 10-a consecutivă de caniculă. La Constanța s-a înregistrat cea mai mare temperatură resimțită, 46 de grade. Căldura a fost insuportabilă în toată țara. Păut și uite plec, păut, da, uite s-a uscat, de la piață până aici s-a uscat, s-a usucă. De așa să cumpăr o sopă pe stradă, mi-e rău de nu mai pot. Ați mai prins călduri din astea? Acum, anul ăsta, că până la vârsta de 70 n-au fost așa ceva. Specialiștii atrag atenția că temperaturile extreme pot fi de-a dreptul mortale. În momentul în care afară e foarte cald, corpul nostru are capacitatea de a se proteja prin transpirație. Astfel, apa se evaporă și corpul rămâne o perioadă mai rece. Dar când afară sunt peste 35 de grade, iar umiditatea este crescută, apa din transpirație nu se mai evaporă, iar corpul își pierde capacitatea de a se răci. Apare atunci hipertermia și șocul termic, când temperatura corpului poate depăși 40 de grade. Dacă nu se intervine rapid, apare decesul. Inițial va simți că este foarte cald și va simți nevoia să bea apă. Dacă nu se va hidrata, în momentul acela apare durerea de cap, amețeala, greață, vomă, crampe musculare. Și până la cazurile extreme în care pacientul își pierde starea de conștiință, această căldură poate să determine deteriorarea funcțiilor vitale. Bineînțeles că cei mai expuși sunt pacienții cronici. Dacă e să vorbim specific de sistemul cardiovascular, expunerea la temperaturi crescute conduce la scăderea tensiunii arteriale, da? Pentru că organismul trebuie să se adapteze, să se răcească, poate să conducă la incapacitatea de funcționare normală a corpului și la colapsul persoanei respective. Și mâine rămân în vigoare coduri roșii și portocalii de caniculă în toată țara. De vineri, temperaturile vor mai scădea cu câteva grade, dar se mențin peste pragul caniculei, 35 de grade Celsius. Afli oriunde ai fi în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.